am luat toată Valea Bistriță în timp de 7 ani de zile, cele 9 microhidrocentrale și poduri și tot lucrările care erau pe traseu, toate a fost executate de formația mea, nu în totalitate, ci mi-aparține mie, rezistența. Adică, ce reprezintă rezistența unei case sau unei stâlpi, armătura care vine în beton. După ce am ajuns la Siret, m-am întors înapoi și au venit la mine părintele din sat și au spus, Ionică, noi în sat, biserica se dărâmă pe noi. Ce facem? Am auzit că te cunoaște cineva pe nume de Mușat Aurel, care e la municipiul la Petrana. Ne-am zis, da, părinte, nu vrei să te duci? Era pe timpul lui Ceaușescu, era strictețe mare de a se da o aprobare pentru biserică. M-a luat a doua zi dimineață și am plecat la Piatra Neamț. Când am plecat la Piatra Neamț, era vreo 20 de inși trecuți pe listră acolo, eu am stat mai la coadă să-l văd când vine. Numai-l văd că vine, eu spuneam domnul inginer, îl văd că vine Mușat și când am văzut că vine, am făcut un pas înaintea lui, dar el a zis, ce faci neabădiță? Am venit până la dumneavoastră, am o problemă. Hai! M-a luat de după gât, m-am dus în birou la el, spune-i părintelui mâine dimineață să vină să-i dau aprobarea pentru biserică. Vă închipuiți câtă bucurie am avut, că lumea toată era dornică să avem biserică nouă, că biserica era din lemn și scârție toată când bătea vântul, eram mizerii și am rezolvat cu biserica. Din 71-74, biserica noastră au fost sfințite. După aceea, n-avem troiți în sat. M-a vrednicit Dumnezeu și acolo unde eram eu, am cerut voie la șefii care i-aveam, să-mi dă voie să fac și eu o pomană în sat la mine, că l-am pe bunicul mort în primul război mondial. Fost de acord, mi-a dat voie, mi-a dat posibilitatea ca să iau și câteva materiale ca să pot face troița care este și în ziua de astăzi. Astea au fost, iar toată perioada pe care eu am lucrat în construcții, am participat la 15 biserici, m-a vrednicit Dumnezeu parțial, nu în totalitate, dar marea majoritate, spre exemplu, la Sâriști, în satul vecin, m-au chemat și au zis, Băina Ioane, hai și mă tăulea, că avem o ședință. Au biserica vechișa lor și vrea să o tai în două, să fac clopotniță și să fac restul biserică. Eu am zis, nu. Faceți biserică nouă. Cum să facem noi biserică nouă? Faceți biserică nouă, cum vă spun. Și m-a vrednicit Dumnezeu și așa a fost. O porni biserica, în 4 ani de zile s-a terminat biserica. Eu i-am ajutat cât am putut. Iar de asemenea, la Urzici, dincoace Broșteni, tot la fel, au venit la mine, vineau la mine pentru faptul că eu așa am fost eu dăruit, nu știu cum să zic, îmi părea rău când nu puteam să ajut, dar când ajutam, îmi părea bine. Deci, cam atâta a fost viața mea până în ziua de astăzi. M-au chemat din nou, iar am lucrat pe Siret și m-au chemat din nou după ce am ieșit, după Revoluție, am ieșit la pensie. Iar am stat acasă 4 ani de zile și au venit din nou după mine conducerea TCH-ului, care era hidroconstrucția, și m-au chemat din nou la treabă și am mai lucrat încă 14 ani.
A început războiul. În perioada când a început războiul, era numai jale. La școală, când mergeam dimineața, vedem numai plânsete. Copiii care vineau, care spuneau că părinții lor nu mai sunt, că părinții lor au rămas fără o mână, părinții lor au rămas fără un picior. Văzând toate lucrurile astea, am putut să-mi dau seama ce înseamnă necazul care s-a abătut asupra noastră. Văzând că lucrurile stau așa cum stau ele, s-a apropiat sfârșitul războiului și în momentul când s-o sfârșească războiul, ne-am trezit la un moment dat că a venit cineva din satul vecin de la Goșman Bărcu și ne-a spus că se îndreaptă spre satul nostru puhoi de ruși. Venind și intrând în sat, s-a oprit la curtea boierească care era. Au rupt porțile, au spart lacătele la beciuri, au intrat. În beci erau de toate, era vin, era țuică, era brânzeturi. Boierul avea 600 de oi și 100 de vaci cu lapte. Era plini beciurile de toate. Au început rușii să bei, să mănânce și la un moment dat am mers acasă. În momentul când am mers acasă, au venit la un moment dat 5 ruși. Au intrat în curte și au intrat în casă. Au intrat în casă, s-au uitat într-o parte, în cealaltă, au început să controleze peste tot. Era un mare ofițer care trebuia să doarmă acolo. La noi era curat, fiindcă aveam două surori mai mari, Elena și Lucreția, și era curată casa, era odaia lor de curat. Și în momentul când a intrat în casă, s-a localizat în casă, acei 5 ruși care erau cu el s-au împărțit la fiecare colț de casă câte un rus și la poartă altul. Erau sentineli care îl păză pe ofițerul acela. Păzând lucrurile cum erau, mama avea pe sora cea mai mică, care avea 4 luni. Era cu ea în brață și începea să plângă tot timpul. Iar noi, cei 4 copii, stăteam și o mângâiam tot timpul. Unul din soldații care erau la colțul casă și circulau, păzau pe tot timpul, patrulau pe prispă, i-a spus lui mama, mamca, n-ai pe cineva să pleci. Și atunci mama a spus, da, am pe fratele meu. Când îți fac semn să pleci, să pleci, ăsta rupea bine românește. Și în momentul când a venit în serarea, o zis, o făcut semn să plecăm. Am plecat, am luat-o prin grădină, am ieșit și am ajuns la unchiul acolo. Când am ajuns, n-am putut să stăm în casă. Ne-am urcat în pod. În pod se vedea pe sub streșina acasă. Ne-am urcat cu felinarul în pod. Nu s-a durat 5 minute și am auzit trop, 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 vineau rușii unde erau ei cazați, au văzut lumina și au zis că noi îi atacăm pe ei. Și ne-am trezit la un moment dat, bătând în ușă, unchiul a deschis ușa, un iscara. I-a arătat un iscara la poț, s-a urcat, a ridicat cașcheta în bainetă, și-a ridicat-o în pod,
o dat-o jos, iar o mai ridicat o dată. S-o dat jos și a intrat altul. Altul a intrat, s-a urcat pe ultima treaptă în pod. Noi eram culcați în pod. Eram eu în margine, mama cu fata după mine, mătușa după și ceilalți frați în continuare. O intrat, s-o dus, o raportat în pod, sunt două mame și patru copii. O spus, dați-vă jos ca să liniștească, că altfel nu se liniștesc. Ne-am dat jos, am intrat în casă, o luat iscara, o scos-o afară. Păi ce-o scos-o afară, s-au culcat, s-au liniștit. S-a făcut ziua. În momentul când se genea de ziua, a dat deșteptarea, s-a încolonat și a ieșit în stradă aici și au plecat. Noi stăteam, nu s-auză o tăcere în sat. La un moment dat, cum stăteam și ne gândeam ce să facem, cum să facem să ajungem acasă. Mama a spus așa, măi Ionică, du-te mamă până acasă, vezi acasă, mai iese ceva la noi. Când m-am dus, era ușa deschisă și un rus controla în lada de zestre a lui mama. În momentul când m-a văzut, o auzit că eu am pășit să intru în casă, o pus mâna pe armă să tragă după mine. Eu am fugit, am sărit gardul și am fugit. Și m-am dus și i-am spus, mami, ți-am pățit. După ce a plecat rusul, au venit alți patru ruși care verificau și luau boi, luau cai, luau... Nou, tata era concentrat, era la Sibiu. Și înainte de începerea războiului, a spus să vindem boi, vindeți boi, că altfel vin rușii și via. Așa am procedat. Am vândut boi, am scos o roată la căruță și am pus o roată rea și au venit rușii, au tras de căruță, neharoși, nu-i bun. Au ieșit și s-au dus pe drum înainte. Al treilea vecin avea cei mai frumoși boi din sat. O intrat, s-a uitat la căruță, căruță bună, boi nu erau. S-a uitat pe urma boilor cum au ieșit din graj și s-a dus spre pădure. Când a deschis poarta la grădină, au văzut boi în marginea pădurii. S-au dus doi ruși acolo. Cine era? Era moșul Ion Vremir, cu boi. I-a ascunsese ca să nu iei rușii. Și i-a spus să plece cu boi, să ducă jos. El, moșneagul, nu a vrut să ducă, că-s boii lui și-i munca lui. Și atunci rușii au pus mâna pe pistoale și i-au dat, i-au fărămat capul, i-au scos un ochi. Maxilarul era distrus complet, a rămas horhotind în sânge, o lua boi, o plecat, s-o dus, i-o jugat la căruță și o plecat cu ei. Așa a fost războiul.